făcut aseară un show de zile mari, ca de obicei, de altfel, și cred că momentul meu preferat din tot concertul a fost când au urcat surorile Oseam pe scenă. Cum te-ai gândit, cum l-ai găsit, cum a fost colaborarea? A fost un moment într-adevăr important pentru o seară. Ideea că noi le semplam de mult. De când am început Sucar Paz, tot semplam, fiindcă am găsit foarte multă armonie exact pe gustul nostru în creația lor și ele au auzit de noi. Între timp, nu vine să crede că știu de noi, de numele nostru. Și iată că am ajuns într-un final să ne unim, să colaborăm și să iasă ceva foarte mișto. A fost momentul concertului pentru noi, apariția cu Mișa și cu Soleil Oseanu. A fost extraordinar de bine, ne bucurăm de oră, a fost o oră foarte bună, un slot foarte bun. Mulțumesc organizării pentru încredere. Spuneai aseară că cumva, cuvântul seriei este sprijin și cumva poate posibilul titlu al următorului album. De ce ai ales acest cuvânt? Fiindcă așa ne regăsim. În etapa în care suntem acum ca români, sprijin este cuvântul în care ne regăsim foarte bine. Avem nevoie de foarte mult sprijin exact în momentul ăsta, să fim mai coeziv, să fim mai uniți, să facem echipe bune de la 20 de ani ca să lucrăm mult timp, să ne împlinim viața până la urmă. Despre asta e vorba. E un cuvânt important în societatea noastră. Tu ai trăit și la bunici, la țară. Ți se trage cumva de acolo inspirația pe care o pui în muzică astăzi? Da, desigur, desigur. Cred că puteam să stau și la oraș. Tot mi se ducea sufletelul spre folclor românesc. Este foarte frumos, adică nu am fost influențat mecanic de Copchil, cum ar veni, de muzica de ți-a pus-o bunică ta în capul moale, așa, ușor. Nu, pur și simplu, e un creier care la 20 de ani a ales unde să se oprească și vorbesc de creierul meu, cum aș vorbesc ciudat despre... Da. Adică mă bucur că omul de la vârsta aia a ales chestia asta și că s-a inspirat din zona aia. E păcat să nu ne inspirăm din folclor românesc, e un capital estetic teribil de mare, teribil de mare. Țările din jur se bucură de chestia asta, numai noi ne bucurăm. Sunt țări cu capital estetic folcloric mult mai mic și iată că găsesc cumva o cale să investească mai mulți bani și să-l aducă în ochii ascultătorilor sau privitorilor. Și noi, iată că de vreo 5 ani încoace, începem să ne îndreptăm atenția mai mult spre folclor, cu bine și cu rău, cu toate bunele și cu toate relele pe parcurs. Adică, na, o să vedeți și bujori în benzinării, dar o să vedeți și copchii care ascultă pe bune muzică folclorică adevărată, autentică din România. Dacă ar fi să descrii trupa Subcarpați printr-un vers din piesele voastre, care ar fi acela? Păi, folclor e oxigen pentru un popor asmatic, dă-i foale, balada românului, sunt mai multe cuvinte, mă rog, sau propoziții sau fraze. E o energie atât de veche încât e nouă în România. Se adresează în generații, nu neapărat tinere, aproape tinere, fiindcă deja suntem de 10 ani întreabă. Am apelat la bun simțul oamenilor, am apelat la muzică și a funcționat. M-am bazat pe foarte multe sfaturi în cariera mea sau în viața mea muzicală și m-am bazat pe oameni creativi și oameni foarte mișto. Când nu am avut în jur, am simțit un handicap și existau foarte multe propoziții, cuvinte. Nu neapărat propoziții, tertipuri, cât o palmă, nu știu, pe umăr, să spui bine, la treaba ei, știi? Și asta a însemnat foarte mult. Pentru mine a însemnat Subcarpați, modul care și directorul nostru de creație, lucram la o agenție de publicitate, știindu-l că ascultă muzică foarte bună, faptul cum a scos capul din studio, din biroul lui, să întrebe ce e asta și era producția mea, mi-am dat seama că stau pe ceva mare. Adică n-aveam nici măcar foarte multă încredere în mine, aveam multă încredere în gusturile lui atunci. Și atât cât de important e să ai un om mișto, să zic să-ți ghideze primii ani din viață și asta. Apropo, dragoste, Andrei Tripșe. Mulțumesc tare mult și să știți că voi, trupa Subcarpați, sunteți cei care mă face să lăcrimez la fiecare concert. Mulțumesc din tot sufletul și că faceți ceea ce faceți. Până la stele, până la lună și înapoi, puneam 2000 de kilometri. Gândește-te la noi, pune un gând bun, pune un gând bun.
Thank you.